Cezar sunt Cătălin Ducere și astăzi vom găti burger. Această rețetă de burger este una care mie îmi place foarte mult, nu este foarte grea, să spun așa, pentru că voi folosi doar carne, niște ciuperci sotate, salata iceberg, roșii și niște cheddar. Acestea vor fi, de fapt, niște mini burgeri, pentru că chiflele le-am copt eu. Este rețeta mea de chifle bavareze, vă lăsam un link ca să vedeți cum se face și sper să vă placă. Pentru această rețetă voi folosi carne tocată de vită, numai carne de vită, cu 20% grăsime. Voi scoate carnea și o voi pune într-un bol. Iar ca și condimente voi folosi doar sare. Știu că sună ciudat, dar mie place să simt gustul cărnii. Nu-mi place să fac o chiftea, să-i pun foarte multe mirodenii. Îi pun doar sare, iar la sfârșit, după ce am prăjit carnea, voi pune și piper proaspăt măcinat. Pentru dimensiunea chiftelor trebuie să mă uit ce fel de chifla am și să le fac un pic mai mari decât chifla, pentru că ele vor scădea. Temperatura cărnii este la temperatura camerei. Vreau să fie carnea foarte rece, pentru că atunci se va prăji la suprafață și înăuntru va fi crudă. Nu le fac nici foarte groase, nici foarte subțiri, pentru că nu le vreau uscate. După cum vedeți, nu este nevoie de niciun ou, pesmet, pâine sau alte chestii ca să țină carnea. Având în vedere că au ieșit 6 chiftele, cred că acestea au în jur de 80 de grame fiecare. Voi tăia câteva ciuperci, nu foarte mărunt, în jumătăți sau sferturi, cum doriți, pe care le pun la prăjit cu foarte puțin ulei. După ce am prăjit ciupercile, următorul pas este să prăjesc pâinea. Vrem să prăjim pâinea pentru că carnea va lăsa fosul ei și nu vrem să devină umede și să ne intre degetele prin el. Iar cât timp chiflele se prăjesc, voi tăia roșia în rondele. Două mi-ajung. Am salata pregătită. Ok, am prăjit ciupercile, am prăjit pâinea, acum urmează cel mai important, carnea. Nu pun deloc ulei, pentru că e o tigaie care nu se prinde și carnea va lăsa destul ulei. Nu vreau să am un foc foarte tare, am lăsat focul la minim, dar vreau să fie tigaia foarte, foarte încinsă, ca atunci când carnea intră în contact cu tigaia, să se caramelizeze instant. A venit timpul să asamblăm burgerul. Să pun niște ciuperci la bază. Roșia. Carnea. Carnea am lăsat-o să stea puțin, pentru că nu vreau ca toată umiditatea din carne să ajungă în chiflă. Ține salată. Mă interesează foarte cea mai crunchy. Și la sfârșit capacul, în care vom înfige cu un scopitor. Aceasta este rețeta mea de burger. Dacă vi se par prea uscați, puteți să mai puneți și sosuri. Eu o să pun puțin piri-piri. Sper că v-a plăcut și voi aștept și pe data viitoare.